coperta lunii mai, cea mai sexy femeie în 2010, vedetă internațională. Cea mai tare, nu? Da, dar nu vedetă. Niciodată vedetă. Pentru că nu sunt vedetă, mai degrabă mi-ar plăcea termenul de artistă, cântăreață. Ce ai mai făcut în ultimul an de când nu te-am văzut? Foarte multe lucruri și mă bucur să spun lucrul ăsta. Pot spune că colaborarea cu FHM de anul trecut mi-a adus multe alte coperți și vă mulțumesc foarte mult, țin să mulțumesc echipei FHM și mă simt minunat pentru că am ajuns după un an de zile să pozez încă o dată pentru copertă. Foarte multe premii, printre care și premiul pentru cea mai sexy femeie în 2010. Cum te simți în postura de cea mai sexy femeie? Îmi place să cred că da, sunt sexy și încerc să fiu sexy, pentru că asta este atitudinea care mă reprezintă cel mai mult. Ai bătut lumea în lung și în lat, dar n-ai avut niciodată un concert de anvergură în România și totuși, în mai, prima oară, la FHM Music, vei fi pe scenariilor romane. Spune-ne ceva despre acest concert, cu ce noutăți vii. În primul rând ne pregătim foarte tare pentru acest proiect. Cred că mai tare decât ne-am pregătit pentru oricare concert pe care l-am susținut până acum. Și așteptăm lumea să vină acolo în număr cât mai mare, să se umple arenele romane. Noi o să fim acolo, cu siguranță. O să te rog acum să ne dai un mesaj pentru vizitatorii site-ului fhm.ro. În primul rând, sunt de părere că atunci când intri pe site-ul fhm.ro, cauți o femeie frumoasă, o femeie inteligentă, o femeie sexy. Nu neapărat o femeie dezbrăcată, așa cum mulți dintre noi ne gândim. Așa că vă mulțumesc foarte mult că m-ați desemnat cea mai sexy femeie a anului 2010. Lupt în continuare și pentru anul acesta. Și sper să mă votați, vă mulțumesc și vă iubesc!